Căderile masive de zăpadă au umplut de bucurie iubitorii sporturilor de iarnă, mai ales că cei mici se pot bucura încă de ultimele zile de vacanță. Dacă pe pârtiile de schi nu sunt probleme, în schimb, traseele montane nu sunt recomandate din cauza riscului crescut de avalanșă, avertizează salvamontiștii. Riscul de avalanșă este foarte mare acum cu ninsorile astea. Munții Cutin, Cibleș și Munții Maramureșului. Președintele Asociației Salvatorilor Montan Baia Mare spune că toate traseele montane de creastă sunt închise și că trebuie evitate zonele unde există pericol de avalanșe. Traseele de creastă sunt interzise, numai pe propria răspundere dacă merge cineva. Salvamontiștii băimăreni fac patrulări pe pârtiile de schi din stațiunile Șuior, Izvoare și Cavnic.